Presă. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, cere guvernului să explice modul în care va gestiona efectele măsurilor adoptate săptămâna trecută și modul în care aceste măsuri vor avea un impact bugetar. În acest context, președintele României a avut o discuție telefonică cu premierul Sorin Grindeanu, discuție în cadrul căreia l-a invitat pe acesta la Palatul Cotroceni pentru o analiză clarificatoare. Această întâlnire va avea loc miercuri după amiază. La discuție va participa și ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan. Președintele României vrea să afle direct de la premier care sunt planurile guvernului în legătură cu bugetul pe anul 2017. Este o discuție necesară pentru că există foarte multe îngrijorări în legătură cu sustenabilitatea acestor măsuri și efectele pe care le-ar putea avea asupra economiei.